Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, declarația mea de astăzi se referă la semnificația acestei zile, 9 mai. Stimați colegi, astăzi sărbătorim Ziua Europei, 9 mai. Uităm totuși să evocăm semnificațiile mai adânci ale acestei date, importanța ei pentru poporul român, derivată tocmai din istoria noastră, fără de care noi nu ne-am fi putut bucura de Ziua Europei Unite. Pentru România, data de 9 mai are o triplă semnificație. Citirea declarației de independență, victoria armatelor aliate împotriva Germaniei naziste și, pe cale de consecință, Ziua Europei. La 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu rostea aceste memorabile cuvinte în Parlamentul țării. Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența României a fost obținută prin jerfe de sânge la Rahova, Vidin, Smârdan sau Plevna și parafată prin tratatele de pace de la San Stefano și Berlin din anul 1878. A doua semnificație reprezintă victoria armatelor aliate împotriva nazismului fascist german din al doilea război mondial. Pacea, semnată pe 9 mai 1945, a însemnat sfârșitul celei mai sângeroase conflagrații din istoria omenirii. Când declanșatorul celui de-al doilea război mondial, nazismul fascist german, cel mai odios dușman al civilizației umane, a fost învins, zdrobit și desființat ca stat, așa cum afirmă reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Și există și un al treilea motiv de bucurie pentru români. La 9 mai 1985, Consiliul European de la Milano a decis ca la data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei. S-a spus atunci, lucru valabil și astăzi, că punctul de pornire al construcției Europei Unite a fost declarația din 9 mai 1950, prin care Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, a propus țărilor europene, inclusiv Germaniei, să pună bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. Așadar, data de 9 mai reprezintă pentru români o zi extrem de importantă, din toate aceste considerente, care au marcat evoluția țării noastre timp de mai bine de un secol și jumătate, mai ales că suntem în anul centenarului și avem datoria de a evoca memoria celor care au pus pietrele de temelie la existența și modernizarea statului român, unitar, independent și indivizibil. Dacă în 1878 marile puteri au decis independența României, deși dorobanții, roșiorii, călărașii au murit în câmpiile Bulgariei pentru acest lucru, să nu uităm că tot atunci am pierdut cele trei județe, Cahul, Bogdan și Ismail, din sudul Basarabiei. Poate ar fi cazul să ne afirmăm mai puternic în politica externă, atât în plan european cât și mondial, pentru menținerea integrității și suveranității statului român. La mulți ani România, la mulți ani Europa! Și să nu uităm cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga: un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Vă mulțumesc, la mulți ani, stimați colegi, deputat PSD Brăila Emilia Miroș.